Reprezentanții Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidroxelaj au realizat de curând un studiu pe un eșantion de peste 700 de elevi din școlile județului cu privire la consumul de alcool, tutun și etnobotanice. Rezultatele sunt îngrijorătoare. În urma studiului a reieșit faptul că fenomenul consumului de alcool, tutun și etnobotanice a luat amploare la nivel de județ. De la apariția acestor noi substanțe psihoactive, cunoscute sub denumirea generică de etnobotanice, fenomenul a luat amploare. Noi încercăm să oferim un răspuns instituțional și când mă refer la noi, nu mă refer doar la instituția noastră, ci și la alte instituții care au atribuții în acest sens. Sigur că trebuie să pornim de la niște baze reale, de la niște date reale și de aceea periodic agenția derulează niște studii din care să rezulte situația reală în momentul respectiv. Un astfel de studiu s-a derulat la nivelul întregii țări, dar cu eșantionare lărgită pentru fiecare județ, astfel încât să avem date cât mai corecte și reale de la nivelul județului. La noi în județ au participat 739 de subiecți din 14 unități școlare, deci din întreg județul. Studiul a fost complex și s-a referit atât la consumul de droguri ilegale, cât și la alcool și tutun. Două probleme asupra cărora vreau să atrag atenția și încerc să o fac de fiecare dată, pentru că de la apariția noilor substanțe psihoactive a etnobotanicelor, dar și de la consumul celelalte tipuri de droguri, părinții tind să acorde mai puțină importanță consumului de alcool în rândul copiilor și fumatului. Sunt niște lucruri care se întâmplă, sunt niște procente destul de importante de tineri care fumează și consumă alcool, pentru că, iată, peste 51% dintre elevi declară că au fumat cel puțin o dată, mai mult de o treime, cel puțin o dată în ultimele 12 luni, iar 28% au fumat cel puțin o dată în ultimele 30 de zile. Deci, dintre aceștia, o mare parte pot fi deja considerați ca și fumători. În ceea ce privesc etnobotanicele, Valer Merce susține că tinerii sunt păcăliți, că acestea nu sunt periculoase, însă consumate în mod repetat, ele pot crea dependență. Dar în cazul consumului de droguri, persoanele care sunt într-un fel sau altul în preajma acestui fenomen și care au ca scop vânzarea de astfel de produse, vor posta peste tot că drogurile nu sunt periculoase, mai ales aceste noi substanțe psihoactive, că sunt legale, că sunt naturale, ele chiar dacă au aspectul unor fragmente vegetale, efectul lor este dat de substanțele cu care sunt impregnate. La început așa sunt păcăliți tinerii, că li se oferă substanțe naturale, legale, doar poți să te simți bine consumându-le.